Da. La Matat se aude sunetul, nu? Aude bine, da. Da, Eu dar nu te aud. știu de ce nu se aude în emisie. Da, iată, nu știu. Iată, în emisie trebuie să se audă de aici. Așa, acum am auzit și în emisie și salut de nou publicul de pe câteva pagini de pe Facebook, dar înregistrez această transmisiune live și pentru canalul meu de YouTube. Sunt în direct cu domnul avocat Ilie Rotaru ca probabil să analizăm ceea ce s-a întâmplat azi în mod șocant și îmbucurător la Chișinău, în Curtea Constituțională și la președinție. Și poate domnul Rotaru are și alte teme de propus. Suntem deschiși și pentru comentariile, sugestiile celor care ne privesc. Mă pot contacta pe Facebook, mă numesc Oleg Brega, vă rog scrieți mesaj privat, nu sunați pentru că nu o să puteți, noi suntem într-un apel video acum pe Facebook. Sau puteți să ne sunați pe Skype, mă numesc curaj.net și pe Viber, iată numărul ăsta moldovenesc pe care îl știți de vreo 18 ani. Ați urmărit, domnul Ilie Rotaru, ce s-a întâmplat la Chișinău, ce ați preconizat, ce ați presupus dumneavoastră că se va întâmpla aseară, s-a întâmplat și iată s-a dat dezlegare la dizolvare de Parlament și Maia Sandu a profitat în următoarele 15 minute a și semnat decretul. Eu, deci, sunt foarte bucuros. Pentru mine n-a fost un eveniment șocant de astăzi, deci am așteptat aceasta. Îmi pare bine pentru Maia Sandu, deci, și felicit toți cu curajul lui Maia Sandu. Deci, a fost normal, deci, cum a fost anunțată decizia Curții Constituționale, deci a fost semnat și decretul, cred că a fost pregătit dinainte, eu aș fi procedat la fel, deci. Și dacă aș fi fost din apropiere mai Sandu, aș fi consultat-o respectiv, deci a fost o acțiune așteptată pentru mine, absolut legală, consider. Deci și felicit toată populația Republicii Moldova, felicit PAS-ul, deci ceilalți care au dorit alegeri anticipate cât mai repede. Și acum, deci, le doresc să se pregătească efectiv și să câștige aceste alegeri parlamentare, primul pas. Pasul, deci, desigur, ar fi bine să obțină 51-52 de mandate, deci, cred eu că nu o să reușească ei să facă aceasta, dar ar fi bine totodată, de ce? Pentru că ar fi clar cine va conduce Republica Moldova în următoarii 4-5 ani, deoarece În Statele pasul. Unite spuneau că nu e bine să conducă și președinția și guvernul sau parlamentul, ce au ei senatul acolo, să conducă același partid, că e bine să existe contrabalanță de puteri, ci în Moldova ar fi bine să conducă și președinția și guvernul și parlamentul același partid, cum era pe timpul lui Voronin, stabilizețul acela de 8 ani. Păi eu zic că ar fi bine pentru că am ști, populația dacă ar fi deșteaptă, ar ști că deci, dacă partidul lui Maia Sandu conduce țara, deci are și parlamentul și președinția, deci ei nemijlocit conduc și după 4 ani să facem totalurile. Dacă situația s-a îmbunătățit în țară, s-a îmbunătățit în justiție situația. Deci mai votăm o dată pe ei toți. Dar dacă nu, îi dăm jos și alegem pe alții. Iată, vreau să atrag atenția în Statele Unite. Ce, nu știu ce spune în Statele Unite, unii spun așa, alții spun așa, dar în timpul lui Trump a fost președintele Partidului reprezentantul Partidului Democrat, Nu. Partidul Conservator și Partidul Republican, nu Conservator știu cum avea se numește el, da. majoritatea în Senat, ceea ce Senatul joacă un rol mult mai important decât Palata Reprezentanților, deci care de obicei, dar și aceia aprobă bugetul, iar democrația avea majoritatea în a doua cameră, deci, sau mă rog, prima, deci Camera Reprezentanților. Acum, deci, auzi, în Statele Unite, democrația au puterea și prezidențială și în ambele camere au majoritatea. Deci conduc democrat. Și eu consider că deci, peste 4 ani poporul american va da apreciere totală acestui Partid Democrat și cred că la următoarele alegeri va câștiga Partidul Conservator. Sunt absolut sigur. Să ajungem să fim sănătoși, să vedem. Dar referitor la partidul PAS, eu le doresc să aibă 52%, cred că nu o să le aibă, deoarece echipa Justiție. lui Maia Sandu trebuie să fie întărită cu specialiștii respectivi și așa mai departe, dar să le dea Dumnezeu minte și forțe ca să obțină cel puțin 51 de mandate.
Dar iată, Crezi că o să meargă separat sau o să încropească vreun bloc, nu, ceva de salvare, vreo alianță, vreo coaliție? ei o să meargă separat, n-au ei pe nimeni care să poată conlucra cu, împreună cu cine să conlucreze. Partidul da, lui Năstase, care a fost deschis, a ieșit deschis împotriva președintelui, nu există astăzi aliați pentru PAS. Și nu cred că ei ar putea să facă o coaliție cu alte partide, inclusiv cu partidele unioniste, deoarece aceste i-ar trage poate la fund chiar. Adică le-ar scădea mărimea voturilor obținute în viitor. Fiecare partid de treaba astăzi va duce în alegeri aparte, poate partidele unioniste se vor uni cumva, vor face o alianță, vor înainta un candidat unic, însă șansele lor sunt mai jos de 10%. Eu cred că nu va intra nici unionist în Parlament, cu Nici toate dacă chiar, va fi un bloc unionist cu 10 partide unioniste. chiar dacă va fi un bloc de 10 partide, ei mai mult de 3% nu pot aduna datorită că aceste partide s-au compromis foarte mult în precedentele campanii electorale, în precedent, toți au fost și la putere, au participat, au colaborat unii cu Plohotniuc. Și acum, deci, ei nu au nicio șansă în Parlament și consider că nici partidul condus de Andrei Năstase nu prea are șanse, poate șansă la limită să dea Dumnezeu, dar nu cred că ei vor cede în Parlament. În Parlamentul viitor, eu cred că va fi partidul PAS, socialiștii cu vreo 25 de deputați, dacă nu mai poate așa în jurul la 25 de deputați, Dar stai că partidul. socialiștii anunță că se unesc cu comuniștii și o să iasă un bloc de stânga puternic. Hai, serios, Partidul Comunist al lui Voronin, în el au rămas oameni de vârsta lui Voronin, care deci nu au nicio șansă, ei nu pot aduna un procent sau poate 2%, dar nu cred că vor obține nici acest rezultat. Poate ei să unească cu cine vor. Socialiștii nu trebuie să unească cu nimeni, ei trebuie să meargă singuri în alegeri și eu cred că vor merge, că dacă ei fac bloc acolo, știi, numărul procent, primea procentelor pentru a trece în Parlament se mărește și deci nu cred că dacă ei vor face alianță cu cine, cu Partidul Voronin sau cu cine vor face Partidul ușor poate fac cu blocul pentru Moldova, ceva de O, felul ăsta. iată, aș vrea tare mult ca Dodon să facă alianță cu Șor. Și eu vreau să văd atunci câți procente ei vor lua. Dar Eu dacă cred Șor vine, cum o zis, și întoarce miliardul furat, că... Hai să... Oleg, moldovenii o zic, oa, minunat, o adus banii, o furat, dar și întors. Oleg, nu hai să vorbim Nu, dar au de... spus așa, pe site-ul lui oficial au spus. Păi lasă-o... Eu vreau să văd. Eu vreau să văd asta, să ajung. Chiar dacă el va întoarce miliardul, asta va fi o dovadă, auzi? Că el a furat acest miliard. Împreună cu cine nu mai are. Păi, dar Dar el o el și nu... recunoscut când l-a băgat pe Filat la pușcării. S-o dus și a zis, am dat 250 de milioane mită. Și oamenii continuă să-l voteze. L-a băgat și primar, l-a băgat și în parlament. Auzi, acei care au votat... în primul rând, acei care l-au votat pe Șor au fost manipulați, cumpărați, liderii acelor grupări care au chemat să vie să voteze pentru Șor au primit sume importante de bani și deci eu nu cred că după partidul Șor mai are șansă să mai intre în Parlament. Dacă ei vor lua 3%, eu cred că ei trebuie să fie mulțumiți. Partidul Șor e terminat. De ce? Pentru că lor nu le va... Iată, astăzi am auzit că socialiștii spun și, dar nu socialiștii, dar cei de la PAS, de la Alianța, de la Partidul Da, de Demnitate și Adevăr, Partidul Năstase, spun că poliția va închide ochii când se va efectua cumpărarea alegătorilor, când se vor da culoace, când se vor da hrișcă, când se va da hrișcă, zahăr, ulei și așa mai departe. Eu cred că aceste alegeri vor fi conduse de către Maia Sandu. Că N-are guvernul... voie să se implice, că ea nici nu-i Hai, membră de na, partid. na, Oleg, nu, că de fapt Maia Sandu are toate drepturile să implice, se va implica, președinția va ține sub control aceste alegeri, nu trebuie, mai există în afară de politica oficială și politica practică, politica puțin neoficială,
Deci, totuși, guvernul acesta este guvernul condus de, sub care lucrează sub influența, să spunem așa, nu sub conducerea, sub influența lui Maia Sandu. Deci, Maia Sandu a câștigat bătălia cu Partidul Socialist pentru alegerile anticipate, cât mai grabnice. Și deci toți cei care acum deci, au luptat pentru a împiedica alegerile anticipate, a le tergiversa, ei vor trebui să țină seama de faptul că situația politică din Republica Moldova, începând cu ziua de astăzi, se va schimba în viitor treptat și foarte mult. Și dar pentru care... ei poate să însemne și pușcării, e posibil să fugă din țară, al de Dodon, cum a fugit Șorc, Plahotniuc? Eu cred că Dodon foarte repede nu va fugi, dar va fugi posibil în dependență de câte voturi vor pa socialiștii, dacă socialiștii vor mai intra în viitor guvern, dar dacă nu vor intra, eu cred și Dodon și toată echipa de lideri actuali care au emis hotărârea de destituire a domnicăi Manole și înlocuirea ei cu altă persoană, ei au dat prilej procuraturii să intenteze dosare penale serioase, cu toate că procuratura a declarat că nu are motive, nu știu ce, că cei care au depus plângerile respective nu au motivat aceste cereri, dar cu timpul eu cred că aceste cereri vor fi mai bine motivate de alții și dosarul penal, în orice caz, sunt toate temerile juridice de a intenta acest dosar penal, dar problema constă în aceea că nu este principal acest dosar penal, deci împotriva multor socialiști, eu cred și împotriva lui Dodon, sunt posibile de intentat dosare penale în baza articolului 284, adică crearea grupărilor criminale și aceste dosare pot fi intentate și începând cu ziua de mâine. Dacă nu, deci mai târziu, puțin după ce se vor termina alegerile parlamentare și vor fi clare viitorul guvern. De aceea, deci, toți vor sta acum în campania aceasta de alegeri destul de cuminți și nu vor încerca să corupă alegătorii, de aceea partidul ușor foarte limitate în acțiunile sale de corupere a alegătorilor. Liderii acestui partid cred că se vor liniști. Conducătorii grupelor de teren, de prin Orhiei, acolo, de prin raioanele de Zileșe, vor trece de partea altor partide posibil. Primarii localităților respective, eu de acum cunosc, mi s-a adresat două persoane ca eu să le ajut să treacă la alt partid, de la Partidul Socialiștilor, așa că o să vedem. Deci eu o să mă implic și eu în chestiunile acestea și o să facem ca să acești oameni să fie cât mai puțini susținători Partidului Socialiștilor și Partidului lui Ușua. Eu sunt născut în raionul Orhiei, în satul Mitoc, aproape de Orhiei. Și acolo, deci, unde a fost și baștina și activitățile principale, a fost desfășurate de ușor. Cred că o să mă implic și eu mai activ ca să diminuez influența acestui partid în Orhie, în raioanele Mijieșe. O să vedem până la urmă cu ce se termine acest partid ușor. Eu cred că domnul ușor, nu cred că el este tare bucuros de situația pe care o are, tot partidul lui se mai departe, el a fost impus în treză când s-o hotiu. Posibil el deci, se va răzgândi și va depune toate mărturiile împotriva cum a fost situația, cum ce a fost el nevoit să facă și de ce a fost nevoit să facă. Deci, nu prea cred că o să mărturisească. El stă la cald în Israel. Israelul nu își extradează concetățenii, așa că nu să aflăm de grabă cum a fost dosarul acela. Matrapaz lecurile. Domnul Șor poate să fie și în Israel, dar sunt ajutorii lui aici în Chișinău, în Orhiei, sunt colegii lui, eu o să vedem cum ce o să facă ei atât timp apropiat. N-ai văzut că și doi deputați lipsiți de imunitate parlamentară au fost ridicați și a doua zi eliberați și s-au întors la muncă în Parlament? Ulanov și încă unul, nu? Și Jardan. Așa au lucrat procurorii. Așa, eu nu mă așteptam la niciun efect mare din aceea. A fost o,
așa un gest a Procuraturii Generale, să arăt ceva că pot mai face, mai știu eu, sau cine știe ce au avut ei de gând. No, eu nu m-am așteptat că eu să încheteze ceva, ei, dar problema constă în aceea că Procuratura, oho, are ce încheta, numai că ei nici de actuali, cei care decid acțiunile principale ale Procuraturii, nu doresc nicio anchetă despre furtul miliardului. Ei toți acolo sunt implicați, nu știu de ce domnul Stoianoglu, de ce până acum dumnealui a ocupat o poziție așa de nici mie, nici altora și așa. Deci, poate anchetează și nu a vrut să sperie. De suspirea a fost a activităților ilegale colegilor lui de breaslă dintr-o perioadă foarte îndelungată, de prin anii 2005, când domnul Voronin și când a făcut alianță cu domnul Plohotniuc și au acaparat total. Ei, în principiu, Voronin a făcut Centrul Național Anticorupție pentru interesele mai mult personale, cu toate poate când l-a creat, nu prea avea, nu s-a gândit cum poate fi folosit acest centru, dar pe parcurs, prin 2000, cinci, dumnealui a înțeles că acest centru poate fi folosit în interesul personal și nu numai centru, dar și Procuratura Anticorupției și toată Procuratura Generală. Deci, dacă începem să, dacă cineva ar dori să creeze o comisie, deci atât, o comisie parlamentară care să studieze toate dosarele care se află în safiorile procurorilor de prin anii 2005, inclusiv și dosarul meu. Dar eu, dacă am eu dosarul ăsta din 2005, care procurorii nici azi nu știu ce-i cu dâns, auzi, eu ne închipu câte dosare de asemenea sunt în safiorul procurorilor. Mai mult ca atât vreau să spun că astăzi în Republica Moldova nimeni nu știe câte dosare penale au intentat procurorii în ultimii de 10-15 ani, deoarece multe dosare nici nu se registrează oficial. Deci e foarte complicat să dai apreciere activității Procuraturii Generale. Dacă așa să spui, la prima să spui că cum acționează ei, că trebuie să le studiezi dosarele, trebuie să faci o comisie, să le scoți toate dosarele din safieuri, să le pui pe masă ei, timp de atât, timp de 10 ani, câte zeci de mii de dosare iau în safieuri. Doamne ferește, eu cândva am făcut împreună cu Oazul Nantoi un calcul. Și ne-a ieșit că procurorii în timp de un an de zile fac aproximativ vreo 50.000 de dosare. Nu mai țin minte cifra precisă, deci aceste informații sunt, ei i-au comunicat lui Nantoi, Centrul Național Anticorupție a comunicat lui Nantoi sau Procuratura Anticorupție câte dosare ei au intentat într-o anumită perioadă și aceste informații eu le am, putem să le ridicăm în data viitoare sau când, o săptămână să le discutăm. Deci, iată, eu vreau să discut puțin, să lăsăm această problemă, deci cu Procuratura mai târziu, după ce s-au terminat alegerile, vom vedea ce va fi după alegeri, ce va fi cu actualul Procuror General. Eu cred că situația lui se va schimba, deci ori el va trebui să demisioneze, ori, nu știu, de ori se va restructuriza împreună cu Procuratura și Procuratura, mai ales anticorupție, eu consider. Dar pe mine m-a întristat foarte, auzi, o informație pe care eu cândva am citit, însă am omis asemenea informații, eu am citit programul PAS cândva, destul de fugitiv, acum am înțeles, și iată zilele acestea cineva a spus că programul PAS prevede crearea procuraturii, tribunalului anticorupție sau nu știu ce. Păi avem astăzi CCC-ul, CNA-ul, avem astăzi Procuratura Anticorupției și cine mai trebuie și Tribunalul Anticorupției sau ce acolo, nu am înțeles. Acum o să ridic iarăși programul acesta să văd cum se numește structura ei care au de gând să o creeze, și că ei au de gând să creeze, PAS-ul are de gând să creeze Tribunalul Anticorupției sau Tribunalul Antimafiei. Nu? Deci, dar noi am avut judecătorie economică, care au examinat dosarele cu caracter economic, care a fost lichidată, care deci s-a înglodat în corupție și în partinitate de partea lui Voronin și Plohotniuc, îndeplineau tocmai indicațiile acestor două persoane, deci există dovezi colosale și această instituție a fost lichidată de Voronin, numai că, deci, mă rog, el a proces altă,
fi altă cale de să-și rezolve problemele. Deci eu nu cred că ar trebui să mai inventăm fel de fel de structuri care nu duc nimic decât la crearea unor instituții care persecută cetățenii și lucrează în propriile interese și unui cerc mic de politicieni. Deci eu vreau să atrag atenție că astăzi au fost niște comentarii cum că guvernul, socialiștii au zis lui Maia Sandu, dar cum veți finanța voi campania electorală? Și nu știu ce, că cu pandemia, deci veți face alegeri în timpul pandemiei. Păi iată alegeri câteva, în noiembrie am fost în timpul pandemiei, da? Și nu s-a întâmplat nimic, nu am mai crescut tare procentul celor care s-au îmbolnăvit în procesul alegerilor, participării în campanii electorale. Dar cu finanțarea, deci este o problemă destul de simplă. Guvernul are fond de rezervă, dar nu știu, dacă nu mai are bani în fondul de rezervă a actualul guvern, deci pentru alegeri am înțeles trebuie vreo 100-120 de milioane, sau undeva am aflat de la expert s-a vorbit de cifra de 120 de milioane, consider că această sumă este foarte, foarte mare, dar mă rog, poate și 120 de milioane, eu n-am făcut calcule, dar dacă nu sunt bani în fondul de rezervă a guvernului, guvernul poate ia un contract de împrumut de la o oricare bancă. Cât s-a împrumutat guvernul nostru, dacă mai împrumut 120 de milioane, nu se schimbă nimic. Și problema finanțării se rezolvă. Corect a spus Maia Sandu, un decret, nu știu, un decret sau ce, că guvernul are obligația de a... Guvernul fie interimar, fie el ar fi fost, dar nu putea să fie altul decât interimar, are obligația să asigure finanțarea alegerilor. Și cum îl va asigura, așa va trece alegerile. Este obligat. Și nu cred că domnul Ciocoiv acum va îndrăzni să nu asculte de indicațiile lui Maia Sandu, președintele țării. Așa că eu cred că... Se pare că în vară, acum peste o lună, expiră mandatul Comisiei Electorale Centrale. Nu mai e, ei expiră, dar ei pot să-l prelungească timp de 3 luni de zile, după cât eu țin minte. Deci vor termina alegerile astea, după aia aleg altă comisie. Alege altă comisie fără nicio problemă. Eu, după cât țin eu minte, pare mi s-am auzit și ceva comentarii de la experții care zilele acestea au participat în diferite emisiuni la televizor, că într-adevăr, da, împuternicirile comisiei electorale se prelungesc cu 3 luni de zile dacă în situații de acestea asemănătoare. Așa că nu văd nicio problemă. Socialiștii, auzi, știi, ei acum fac fum, Dodon, oamenii lui Dodon, văd că Dodon a încercat să, de acum să arete mai cu minte. Ei au pierdut lupta împotriva lui Maia Sandu privind alegerile anticipate din prostia proprie, auzi? Ei au numit-o, au recomandat-o pe Durleșteanu la funcția de prim-ministru. Deci, să închipui, deci, un om întâmplător, un om care, nu știu, era membru sau nu era, ei au mizat pe dânsa, auzi? Dar de ce? La mine a apărut întrebare. Băi, dar de ce ați numit-o voi pe ați ales-o pe Durleșteanu? De ce Dodon nu și-a propus candidatura lui? N-a vrut țăriști? Care erau? Deci, de ce? Eu n-am înțeles. Absolut. Nimic nu îl împiedica pe Dodon să-și asume puternicile de prim-ministru. Și problem, și el, deci, dacă e pe dânsul înaintau prim-ministru, el nu se dezice. Înțelegi? El a ales o persoană care până la urmă a spus că eu nu mai vreau să fiu prim-ministru. Nu știu din ce motive. Ori că au făcut asupra ei cineva presiuni, ori i-a ajuns ei mintea la loc și a refuzat. Auzi? Și uite, se întâmplă și a doilea. Că dacă domnul dacă Durleșteanu nu se dezicea de a fi prim-ministru, Maia Sandu era într-o situație complicată și nu ar fi putut legal să obțină alegerile anticipate atât de repede ce a obținut. Asta e una. Și uite a doilea caz. O deschidui pe Domnica Manole și iarăși îl aleg pe o persoană care nimeni nu-l cunoștea ca socialist. Dar nu puteau să o destituie. Cum? Cumva cu o majoritate în Curtea Constituțională, dar așa prin hotărâre de Parlament nu se putea. Stai o leacă. Parlamentul Republicii Moldova cu majoritate au destituit-o pe Domnica Manole din funcția de președinte și din funcția de membru al Curții Constituționale și l-au ales pe Lupașcu. A fost asta sau nu? A fost. Nu poți contesta asta. Că e legal, că e ilegal, da. Păi apare problema. Dar de ce a trebuit Lupașcu să fie ales? De ce nu Bolea? De ce nu alt socialist, jurist?
Cum e Păi, așa? Bolea candidează, ar fi fost culmea să fie și nănașul lui, sau cine, tata nănașa, a finei lui, și el să fie membru în Curtea Constituțională. Că Bolea candidează, parcă pe listă acolo, la CSM. Păi, stai, leacă, la CSM e una, la Curtea Constituțională e cu totul altul. Și el Nu, candidat. păi CSM-ul acum îl alege pe al șaselea membru al Curții Constituționale în locul celui decedat. Păi, iată, vezi? Dar de ce nu l-au ales de acum? Nu l-au unde? Că, uite, Lupașcu iarăși a procedat cum a procedat Dulășteanu. I-a trimis mai departe. Dacă era Bolea, interesant, Bolea tot ar fi refuzat. Înțelegi? Care e problema? Ei, socialiști, Dodon, și toată echipa lui Dodon, i-au pus la bătaie pe colegii lor, Durleșteanu și Lupașcu, care i-au crezut. Nu Și știu i-au ce pus... fel de colegi erau, că niciunul nu era membru de partid. Poate ex-colegi cândva, în gașca, în clanul mafiot. Auzi, tu iată, ești președinte de partid. Îți iei un om în echipă și îl numești în funcție de prim-ministru pe care aproape nu-l cunoști. Tot așa la Curtea Constituțională îl numesc, de copii nu-l cunosc. Dar mâine el o să te trimită mai departe și să treacă în alt partid. Dar O și să... mai bine că l-au numit pe Vladimir Țurcanu, fost ministru de interne, fost deputat comunist, fost ambasador la Moscova, membru al Parlamentului, deputat socialist, cum să-l numești un deputat socialist, membru al Comisiei de Selectare, Matincă era, și să-l numești pe el membru în Curtea Constituțională. Dar problema constă că domnul Țurcanu este până acum și până acum, iată, astăzi el s-a abținut să voteze, adică Eu el am și avut o domnul. părere, nu știu cum să zice, separată, o opinie separată. Părere separată, deci dovedindu-și loialitatea față de Partidul Socialistului. Este o dovadă incontestabilă că el mai este politic implicat în activitățile respective și, în principiu, poziția lui este destul de stranie. Partizană, da. Da, dar domnul Țurcanu este un om cunoscut, că a fost partaș al lui Voronin, este prieten cât de cât destul de apropiat al lui Dodon și multor din Partidul Socialistilor și normal, eu m-am, nu, m-a, nu am avut mari obiecții că când domnul Țurcanu, am aflat că domnul Țurcanu și-a înaintat candidatura la funcția de membru în Curții Constituționale, nu am avut niciun fel de îndoială că el va fi ales. Dar Și de chiar până să acum, ajungă și președinte al CC-ului. aș președinte, el a ajuns, eram aproape sigur că el va ajunge. Pentru mine a fost o mare, auzi, o mare surpriză că el a demisionat sau ce a făcut acolo, că el a încetat să fie președintele Curții Constituționale. Pentru că au fost prins la sfat cu Dodon, cu președintele în exercițiu. Acela era conflict clar de interese. Și ce dacă era? Dar a fost. Da, Mata, ești capabil, poate, dar el nu avea voie prin statut, prin fișa apostolului. Fișa apostolului și nu știu ce acolo, deci ca și, mă rog, dar putem să vorbim și despre alți membri ai Curții Constituționale, despre asemenea. Deci acum, deci, iată, mi-am mai notat eu aici o altă problemă, deci n-am dovedit cam haotic aceste. A, știi ce m-a mirat zilele acestea? Am auzit că domnul ambasador al Statelor Unite, cum îl cheamă, Kogan, s-a întâlnit cu domnul Dodon. Auzi? După ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională, pare mi se, hotărârea Parlamentului de a destitui pe domnica Manole și a-l numi pe Lupașcu. Și domnul Kogan, am înțeles că el singur a venit la Dodon. Nu Dodon s-a dus la dânsul, dar ambasadorul Statelor Unite a venit la Dodon. Și la mine a apărut problema, auzi? Dar cu ce ocazie s-a dus ambasadorul Statelor Unite la Dodon? În primul rând, Dodon nu e persoană oficială. El nu ocupă niciun post oficial în stat, în guvern. Important, nu-i președinte, E nu-i președintele partidului celui mai puternic din Parlament. partid din cele 60 care, cum ai zis tu, a data Dar e cel trecută. mai puternic, cu fracțiunea cea mai mare din Parlament, ex-președinte de sat, nu mai este chiar nimeni. Nu, păi iată, cum eu n-am înțeles totuși. Mie Dodon măcar Mie mai paradoxal mi se pare că propaganda socialistă zice că Maia Sandu-i plătită de Soros și teleghidată de la ambasade și când cole Dodon ascultă de ce spune ambasadorul american și nu Maia Sandu. dar nu știu dacă e... Auzi, stai puțin, aici apare pentru mine alte probleme. Dar poate ambasadorul Statelor Unite s-a dus să-l pune întâmpele pe Dodon, că ei îl susțin, să nu să o lăsă mai moale,
Poate va convinge-o pe Maia Sandu să facă o alianță cu viitorul deputat din Partidul Socialiștilor. Poate l-a rugat să mai curiți partidul lui de corupție și așa mai departe și i-a spus că stai cu minte, noi o să avem grijă de tine. De ce nu? Iată, eu nu cred că ambasadorul american poate promite așa ceva sau să mintă. N-are voie, ar fi implicare în treburile statului, mai ales că ambasador american ducându-se la sediul PSRM risca să fie înregistrat și să apară asta ca probă, cum au pățit săracul Dodon cu Culiocul la Plahotniuc. Corect! Eu sunt de acord cu tine în cazul ăsta și eu nu înțeleg. Iată, ambasada Statelor Unite a lămurit cumva de ce, care a fost conținut convorbirii între ambasadorul Statelor Unite și președintele Partidului Socialist. Eu când poate să inventez un pretext. Ne-am dus să ne interesăm despre situația din... Lasă să ne spună care a fost pretextul. Eu vreau să aud să fac concluziile mele. De ce? Pentru care e problema? Întotdeauna americanii, Dodon a fost împotriva apusului, împotriva americanilor, a fost pentru prietenia cu Rusia, cu care americanii nu prea sunt prieteni. Și uite, se întâlnește ambasadorul statelor, se duce ambasadorul statelor, nu știu unde, la sediul Partidului Socialiștilor. Și ce a căutat el acolo? N-a venit, auzi, ambasadorul Rusiei la Dodon. Ei, nu a venit, se văd în fiecare seară, probabil. Mă gândesc, dar poate a fost rugat ambasadorul Statelor Unite de Plahotniuc să duc să înțeleagă cu Dodon. Că cealaltă bine cu cei din Statele Unite, Plahotniuc. Doar era cândva doamna Mul... Stătea odată, nu l-au declarat persoana ingrata, numai la... El era undeva la Miami și a trebuit să plece, acum în Turcia sau pe unde Plahotniuc. Sau ce, că poate e la Mata aici, în nordul Bucureștilor. Sunt de acord. Eu... Știu că l-au declarat persoană non grata oamenii lui, cei din anturajul lui ăsta, cum îi spune, fostului președinte. Alu Trump? Au venit democrații lui Nuland și Nuland ocupă o funcție foarte importantă în guvernul Statelor Unite la președinție și eu cred nu exclud asemenea variante. I-a spus că, băi, ce, liniștește-te, că noi sunt ținem minte de tine, de prietenul tău Plahotniuc și așa mai departe. Ei, asta deci așa ca o remarcă, deci deoarece cetățenii Republicii Moldova trebuie să urmărească și activitățile ambasadei Statelor Unite, care de 30 de ani ne promit prosperitate, ne promit lupta împotriva anticorupției, susținere și așa mai departe, dar corupția a ajuns la fundul fundului, adică în cerul cerurilor, poate să-i spunem, și iată, americanii ne spun că tot ne ajută să ne luptăm cu această corupție împreună cu europenii și nici de cum nu ne putem lupta. Ei ne fac fel de fel de proiecte, fel de fel de structuri, iată, vom mai avea poate în timp apropiat și tribunalul anticorupției, tribunalul antimafiei, vom vedea ce va ajunge în acest tribunal. Eu le spun la acești oameni care vor participa în campanie să oprească reformele așa numite, să se stopeze cu reformele, să mai gândească pur și simplu că trebuie de lucrat în interesul cetățenilor și Republicii Moldova foarte atent. Dar și mata ești împotriva progresului și a reformelor și a schimbărilor? Ești conservator și îți place situația actuală? Păi nu, dar situația actuală a devenit de ce? Pentru că toți au făcut reforme aiurea, fără să gândi, au dat voie să ajungă la puterii lui Plahotniuc, care a făcut tot ce... Dar de ce, iată, acum americanii, tot Europa se... a sărit în ajutorul Curții Constituționale, da? Dar de ce ei n-au spus așa în timpul lui Tănase, când el a schimbat Constituția în general, Curtea Constituțională? Sau cine? Ca împotriva lui ăsta, Palelungi, care au schimbat, știi, procedura de lege a președintelui, nu mai țin minte care. Așa că, deci, eu sunt foarte, deci, cum spun, îngrijorat de așa numitul ajutor al apusului și a Statelor Unite în reformele, mai ales în justiția Republicii Moldova, care au permis procurorilor să facă orice, care au permis ca Curtea Europeană a Drepturilor Omului să examineze câteva numai 6 dosare sau 7 pe an, când și să emită niște hotărâri, știi, cu pedepse pentru guvern de 3.000 de euro, de 1.500 de euro, de 5.000 de euro maxim și așa mai departe, când guvernul este de acord, actualul guvern, fostul guvern, mai ales al lui Plahotniuc, era gata să plătească asemenea pagube în fiecare zi și tot să fie bine așa cum le era lor. De ce ea?
Trebuie să ne mai să fim mai deștepți și să contăm numai pe propriile noastre puteri. Eu sper că viitorul parlament va mai intra și partidul Usatăi și domnul Usatăi va face puțin regulă prin faptul că poate chiar dacă chiar va avea un minim de deputați, numai decât eu cred că va avea, dar eu cred că dacă domnul Usatăi va duce o campanie electorală activă și ei vor avea undeva 25-30 deputați, cam Usată-i să aibă că Dodon mă îndoiesc. nu, dar păi stai, socialiștii, majoritatea celor care au votat pentru Dodon se duce la Usată, eu sunt absolut sigur. Dacă Usată va face o campanie electorală activă și reușită. Și eu poate mă voi stărui să ajut în acest moment. Lumea se teme de ascensiunea partidului nostru pentru că e riscul ca Dodon cu Usată și cu Șor să facă o monstruoasă coaliție de stânga pro-rusă. Nu mai este. Cum nu Nu, mai dar este? Nu au zis Usată, votați pentru Dodon. cum Usatăi o să facă alianță cu Dodon? Dar Care cu cum o Șor? îndemnat? Votați pentru Dodon 4 ani în urmă. Asta au fost 4 ani de urmă. Dar el acum a spus că votăm împotriva lui Dodon, a spus-o deschis când a fost aleasă Maia Sandu președinte și cred și acum va spune deschis că trebuie să votați împotriva lui Dodon, să veniți la partidul nostru Păi acum și... dacă sunt concurent. Păi, corect. Și oamenii deștepți se vor duce la partidul lui Usatăi. Și printre altele vreau să spun că aceasta va fi foarte bine, deoarece și pasul se va teme de, și pasul se teme de Usatăi. Da, ei sunt îngrijorați că în caz de Usatăi va nimeri în Parlament și cu mulți deputați, ei vor avea probleme, nu vor câștiga majoritatea. O parte din cei care s-au dus cu partidul Da, cu aceilalți, cu leoniștii, poate mulți vor, iată, în București, Usatăi i-a luat, parmi se locul 2. Și prin Europa a luat locul 2, în Rusia a luat locul 1. Așa că, deci, și o parte cei care au votat pentru Da, pentru alte partide, se vor duce la Usatăi și o parte din cei care pro-europeni, așa numiți, pro-rușii, se vor duce în mare majoritate, eu cred, la Usatăi și vor face foarte bine. În sfârșit, poate populația Republicii Moldova va pedepsi partidele care au amăgit, au mințit și au făcut, s-au îmbogățit pe contul încrederii cetățenilor. Eu nu cred că partidul Șor va trece în Parlament, dar să vedem, vom ajunge și vom vedea. Deci, ce am vrut să menționez, a treia problemă pe Întreabă care... oamenii dacă candidezi. Probabil o să te întrebi și pe ma ta, dacă candidezi și ma ta. Eu o să... Care e problema? Să candidez, o să vedem. Deci eu nu știu dacă astăzi individuali, care eu n-am înțeles bine S-a care... schimbat legea și ca atunci când eram o singură circumscripție cu pragul electoral de 2% pentru independenți și nevoie de 2000 de semnături valabile ca să poți candida. Cum a fost în 14 când am candidat eu prima dată? Va fi foarte dificil pentru mine să strâng 2000 de semnături. Eu... Pentru oricine e dificil acum în timp de pandemie, oamenii se tem să pună mâna pe pixuri, pe... Corect. Nu, asta nu e normal. Deci, și de ce eu ca individual cred că nu voi candida, dar posibil voi face efortul ca să nimeresc pe listele unui partid și eu cred că săptămâna asta, spre sfârșitul săptămânii, voi anunța cui membru de partid sunt și voi vedea. Dar eu aș vrea să candidez, dar nu știu dacă îmi va permite sănătate, dar voi face totul ca să mă implic în campania electorală cât mai mult. Dacă, desigur, la întoarcerea în Republica Moldova, pe care am de gând să o efectuez în timp apropiat, nu voi fi băgat la pușcărie, deci la indicațiile lui Plohotniuc sau mai știu eu cui acolo. Dar sper că nu vor îndrăzni actualii judecători. Dosarul meu a ajuns înapoi de la Curtea Supremă. Am aflat, iată, recent că dosarul meu a fost trimis de la Curtea Supremă la Curtea de Apel. Și știu la cine a fost repartizat. Ceea ce nu mă prea bucur, dar vom vedea. Deci, eu cred că și judecătorii, și cei de la Curtea Supremă, și cei de la Curtea de Apel, foarte mulți din ei vor trebui să gândească bine ce vor face după alegerile parlamentare, ce vor avea loc în timp apropiat. În luna mai am și eu două procese la Curtea de Apel, așa că e posibil să ne întâlnim pe acolo și pe baricade electorale și pe
baricadele dreptății. Dar tu ce ai la curte de apel? Dosarul Babenco eu sparte vătămată și mai am un dosar civil, mă judec cu Ministerul Justiției. Am câștigat în prima instanță, dar Ministerul a făcut apel. În baza legii 87. Cu Ministerul Justiției greu să te judeci, că deci, până la urmă ajungi la înalta curte în, în România. Curtea Supremă, e tot aceea, da. Și ei îți anulează orice, anulează toate deciziile care au fost făcute împotriva, în favoarea ta. Și îți deschid calea spre CEDO. Ce? CEDO o să-ți dă peste 10 ani de zile acolo, dar nu, o să-l respingă, deci eu cred. O să declară inadmisibil cum fac ei acum. Deci eu cred că CEDO va fi și el în timp apropiat sub anumite presiuni, deci dacă nu-și va reface activitatea, eu cred că el va deveni inutilă. Ea va deveni sau inutilă, deci că într-adevăr este inutilă pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Și eu din 2000, cât acolo, 15, n-am mai făcut, n-am mai scris nicio cerere la CEDO, toți le-am toți. Nu știu ce zice așa, iată Maia Sandu Foș s-a întâlnit cu președintele curții, o grămadă de oameni se adresează, mii de oameni în fiecare an și unii chiar obțin câștig de cauză și satisfacție. Ia pune-ne acolo. Cine? Iată a obținut domnul, unul din clienții mei anul trecut, în 2020. Și ce, i-au dat 1500 de euro. Când el a pierdut tot averea, a pierdut averea de milioane. 1500 de euro. Bătaie, a devenit invalid de gradul 2, el a echipat de mâine pe mâine poate să moare. Și ce? I-au dat 1500 de euro, bătaie de joc. Și i-au plătit 1500 de euro, dar hotărâ, Curtea Supremă de Justiție a refuzat să anuleze deciziile sale ilegale. Îți închipui? A refuzat direct, de două ori. Eu am depus, am trimis cerere de revizuire sau recurs în anulare, cerere de revizuire. Și ei de două ori au anulat, au refuzat. Să îndeplinească decizia curții europene. Păi ce mai vrei să... Mai, puteți sesiza Comitetul de Ministri al Consiliului Europei, nu? Păi omul, eu auzi, încă, eu de la persoana respectivă, nu o să numesc, deci persoana respectivă n-am luat niciun ban, cât am lucrat cu el în favoarea lui la Curtea Europeană. Și dar m-am înțeles cu el că dacă Curtea Europeană îi dă 1500, că eu am prevăzut 3000 de euro, ci maxim de, nu mai mult de 5000 de euro, noi o să atacăm decizia. Hotărârea Curții Europene la mare cameră, auzi? Și eu am aflat după vreo luni de zile, când guvernul i-a trimis, i-a propus lui să-i dă 1500 de euro și el s-a dus și a primit bani. Și după un luni de zile mi-a spus. A, deci nu a fost decizie, a fost o tranzacție amiabilă. Nu, a fost decizie. Și omul s-a dus și a luat banii fără să-mi spune mie un cuvânt. Că eu, dacă el îmi spunea că ea ca mea s-a propus să-i dă banii, eu nu mă duc, deoarece ne-am înțeles că noi o să atacăm această la mare cam. Deoarece el a luat banii, nu mai are niciun sens atac. Și eu nu aveam niciun puternicire ca să atac. Ți-mi chipui? Omul nu știu din ce cauza a pătrit în așa fel, dar iată, am pierdut orice șansă de a mai face ceva datorită faptul că el s-a alergat repede la guvern și a luat 1500 de euro, necătând că el a pierdut o avere. E foarte important. Și asemenea cazuri sunt multe când CEDO le-a dat, iată, lui ăsta, am vorbit de multe ori. Iată, eu cu Rimski am mai câștigat un dosar. Adică că el a fost ținut în arest ilegal 4 ani de zile, pentru care i-au dat lui 3.000 de euro. Pagul moral. Om a stat 4 ani fără, în arest ilegal și ce trebuie să spune? Ați ajunge 3.000 de euro. Că Moldova e țară săracă. Dar să fure miliardele de euro unii mafioți. Moldova nu e țară săracă. Dar să-i dai omului măcar 15.000 sau 20 sau 25.000 sau nu. Eu nu mai vorbesc de 50, că dacă cei din celor din Europa, dacă cineva din, de exemplu, în Franța sau în Germania pățea așa ceva cum a pățit Rimski, lui dădeau acolo 500.000 de euro sau 5 milioane ca pagubă morală. Dar lui Rimski el zis că, ei, tu ești moldovan, voi sunteți acolo săraci. Prohotniuc a zis că Moldova nu poate plăti, că nu știu ce, că iată, și îți dăm 3.000 de euro. Așa și omul ăsta, clientul meu, care prin cer, locuiește și acum prin cerul Moldovei, mi-au zis că aici, ne ajunge lui 1.500 de euro. Așa și a să vedem, deci, mai am vreo două dosare, acolo să vedem, chiar nu e interesant. Eu am scris acum
am scris 20 de pagini și le-am tradus în engleză și am întrebat președintele Curții Europene și i-am spus direct câte încălcări au săvârșit, ce încălcări săvârșesc cei de la Curtea Europeană și mai ales cei din reprezentanții Moldovei, cum domnul Valeriu Grisco acolo, foarte apărând interesele unor grupări mafiote din Republica Moldova, lasă în model judecată și o să vedem ce o să termine. Dar degrabă, dacă nu cumva deja e expirat mandatul și în locul lui trebuie să fie trimis altcineva sau și fost trimis, dar nu știm dacă au fost acceptați din cei doi candidați. Mandatul lui Driscoll expiră undeva în decembrie anul ăsta. Deci anul ăsta abia în decembrie. Cum în iarnă. Deci după cât timp. Poate greșesc, poate în octombrie, dar nu mai târziu de vreme de noiembrie, undeva decembrie, la sfârșitul anului ăsta, expiră. Dar el, care e problema? El o să fie încă judecător la Curtea Europeană până nu o să-și termine toate dosarele. Așa e pentru Curții Europene. Nu știu dacă el când le-a terminat, cum le-a terminat și așa mai departe. Deci, eu am menționat aici un punct 3 unde el să-l găsesc. Aha. La un post de televiziune astăzi, ieri, au vorbit o... Nu, n-am sesizat care post, o tinerică, jurnalist tinerică, nu știu care post, poate Moldova 1, au mai repetat aberațiile acestea că privații administrează mai bine averile. Da, ele administrează mai bine în interesele lor private, interesele proprii. Și nu nici de cum interesul cetățenilor, când s-a vorbit de calea ferată, a spus că poate mai bine să privatizăm calea ferată, știi? Și că, iată, privații administrează mai bine proprietățile. Dacă sunt proprietățile lor, da, ei le administrează mai bine, poate. Dar ce se întâmplă? Când, iată, calea ferată are o importanță colosală în viața oricărei țări, nici de cum nu pot permite că calea întreagă cale sau măcar o jumătate sau măcar o parte din calea ferată să fie privatizată. Poate unele de structuri care acordă anumite servicii căi ferate ar putea fi privatizate, dar calea ferată nici de cum nu ar trebui privatizată. Îți închipui că se începe un război și asta e greu să ne închipuim că Moldova ar putea ține piept unei intervenții, dar iată, totuși ne închipuim că se începe un război între vecinii noștri sau cu Rusia sau mai știu cu Cehia sau cu Polonia și noi calea ferată am privatizat-o. Și se începe, deci, dacă să ne ducem să ne cerim dreptul de a folosi anumite părți a căii ferate de la cei privați. Deci, eu, de acum s-a demonstrat în țara noastră că, iată, privații nu activează mai bine decât statul și dacă statul activează prost, înseamnă că funcționarii care reprezintă interesele statului și-au îndeplinit prost obligațiunile și procuratura și alte organe de anchetă nu îi controlează și admit ca averile de stat publice să devină private. Iată, chiar și, deci, toți acei care, iată, au guvernat Republica Moldova s-au îmbogățit pe contul proprietății publice. Adică, chiar, iată, familia, de exemplu, să luăm familia fostului președinte a Republicii Moldova, ăsta, Snegu. Ei, numai pe unde, prin Europa, nu au avea. Familia Lucinski. Numai unde ei nu au avea. Și în Rusia, și pe urmă, ficiorii lui Lucinski s-au mutat pe la București, poate și acum sunt, câte scandaluri au fost în jurul acestor oameni. Pe urmă a venit familia Voronin. Numai pe unde domnul Voronin nu a avut avere. În primul rând, ceilalți doi președinți, Snegu și Lucinski, cam n-au îndrăznit încă atât să acapareze și averii colegilor lor, dar Voronin a făcut tot posibilul ca să se îmbogățească contra inclusiv și a celor mai apropiați parteneri de partid, dar împreună cu, și-a făcut împreună cu asta, cu domnul Plohotniuc, care, din toată cum a pierdut Voronin președinția, cum l-a înlăturat absolut din business, deoarece domnul Plohotniuc știa toate
familiei Voronin și el în principiu le administra și urmărea ca toate aceste conturi să fie împrute la timpul respectiv. Cum Voronin a pierdut putere, cum Procotnicu i-a luat toate, aproape toate averile sau care le-a luat acele care el a vrut. Iată, a venit și domnul Dodon, familie Dodon. Și ce a făcut domnul Dodon? Iată, a încercat, nu numai că a încercat, dar a preluat business-ul lui Voronin și al lui Plohotniuc, într-o destul parte importantă. În mare parte nu i-a reușit. Plohotniuc și-a păstrat business-ul în Republica Moldova și în prezent. În mare parte. Mai ales acel care e cel mai bănos. Iată, în sfârșit avem președintele Maia Sandu. Sperăm că doamna Maia Sandu, în primul rând, va avea grijă de interesele Moldovei și a cetățenilor ei, și va face tot posibilul ca cei care s-au îmbogățit pe contul averii publice, pe contul cetățenilor Republicii Moldova, să întoarcă măcar o parte din aceste averi. În primul rând, la noi în Republica Moldova se vorbește mult despre miliardul furat. Eu țin minte că fostul președinte al Republicii Moldova, Timofte, a zis că în ultimii nu știu câți ani, 10 ani, au fost furate, dar nu 10, pare 5 ani, au fost furate peste 10 miliarde de euro din caznaua țării. Eu sunt de acord cu dânsul, dacă spatem totalul la ziua de azi, eu cred că da, s-a furat poate chiar vreo 20 de miliarde. Iată, procuratura, dacă găsim măcar jumătate din aceste averi, poate să-i ridicăm lui domnul Stoianoglu un monument în timpul vieții lui. Dar eu cred că actuala componență a Procuraturii Generale, actuala conducere, deci nu este și altă procuratură anticorupție, nu este în stare nici să ancheteze câteva dosare, măcar câteva milioane se întoarce. Nu știu, să dea Dumnezeu că eu greșesc, dar vom vedea. Cred că în timp apropiat, dacă Maia Sandu nu va face schimbări importante, deoarece eu vreau să atenționez încă o dată că Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, numește și destituie procurorul general din funcție. Numește și destituie, conform Constituției. Iar restul nu mă interesează cine propune, cum a propus și așa mai departe. Procurorul general actual poate fi destituit, există metode și dacă tare se dorește, el poate fi destituit, dacă nu își face treaba. Și președintele ar trebui să ceară că procurorul general să facă treabă. Și inclusiv și public. Eu n-am auzit nicio inferie lui Maia Sandu cu anumite probleme adresate procuraturii generale și procurorului general. Păi chiar ieri a avut Consiliul Suprem de Apărare a Țării pe tema căilor ferate și-a dat indicații. Mai alalt ieri au vorbit despre uzurparea puterii și-a dat indicații. Inclusiv procurorului general și acum și SIS-ului care se subordonează direct, așa că are pârghii. Cât mai mult, deci, auzi, eu vreau să subliniez una până poate terminăm ca să nu ținem mult și continuăm mâine. Știi, de nimic nu suntem procurori atât de tare ca de publicitate. Anchetele, judecători, ca de dracu să tem ca oamenii să afle despre acțiunile lor concrete, în dosare concrete. Și despre dezvăluirile jurnalistice a activităților lor. Nimic nu se tem. Cât mai mult, iată, Maia Sandu să iată să se de la procurorul activități și treabă, atunci poate mai bine o să fie pentru cetățeni. Și ei vor fi nevoiți să miște. Dacă nu se vor mișca, deci atunci, eu cred că peste vreo 3 luni, 6 luni de zile, Maia Sandu poate să iasă președinte și spune că domnul procuror general nu face treabă. Trebuie să-i depună demisia. Eu vreau să văd atunci ce va face domnul procuror general și ceilalți din prejurul lui. Ca să încheiem, avem o întrebare de la un spectator, Cristian Solonaru, întreabă despre lista lui Usată. Ați auzit cineva de vreun deputat din partea lui? Care e lista? Cine sunt? Probabil se referă la candidații pentru funcția de deputat, pentru că partidul Usată încă nu are deputați în Parlament. Nu, iată, eu de ce spun că eu sunt bucuros că partidul Usată va participa la aceste lege. În primul rând, partidul Usată și-a dovedit prin luptă că este un partid de oameni dârși, curajoși, n-au dat înapoi împotriva amenințărilor lui Plohotniuc și procurorilor și polițiștilor și așa mai departe, cu Usată în frunte și toți în parte. Ei au un număr mare de consilieri, un număr mare de primari, un număr mare, nu știu de ce, cât sunt de mult, dar au și președinții Consiliului Raionale și au primăria Bălțului,
primar în frunte cu, și eu cred că ei vor găsi oameni care se dostoinici pe, se includă pe liste. Plus la ce eu vreau să atrag atenția. Că domnul Usatu, primul lider de partid, a anunțat că el o anunțat în campania prezidențială despre că face lista rezervei de cadre. S-a rugat oamenii incompetenți să se adreseze. A dat pe internet și site-ul respectiv. Deci, eu m-am înregistrat în acest număr de oameni. Și mi s-a confirmat că eu să figurez în acea listă. Eu cred că domnul Usatu va ști să întocmească o listă și vom vedea-o. Eu nu cunosc concret. Eu cred că nici, nu știu dacă la o ședință de partid a partidului nostru s-a discutat viitoarea listă de candidați în viitorul parlament. Eu cred că în timpul apropiat, da, domnul Usatu va anunța lista. Deoarece campania electorală, doamna Mahesandu a anunțat că alegerile vor fi derulate pe data de 11 iulie, se cunoaște data. Deci luăm 2 luni de zile, de la 11 mai, începe campania electorală oficială. Perioada electorală, campania fix cu o lună înainte de alegeri. Sate plus minus timp de, iată, o lună de zile, va fi nevoit să anunțe, va trebui să anunțe lista, dacă, că, în primul rând, să anunțe că participă partidul la alegeri și cred că va participa partidul, va anunța și va anunța și lista. Și vom vedea, vom avea ocazie să ne discutăm și eu voi fi unul din cei care mai activi care fac discutarea listelor de partid, dacă eu voi fi în libertate. Eu cred că voi fi, poate. Cu ajutorul Dumnezeu. Și data mâine sau poimâine când vom avea, eu voi povesti o pățanie din viața mea care m-a făcut să cred că tot ce eu fac este bine și până la urmă totul va fi bine. Și iar cei care se împotrivesc, se împotrivesc acțiunilor mele, mă persecută, vor obține ceea ce merită. Iată, eu o să povestesc data viitoare despre ce s-a întâmplat cu mine, nu chiar de mult. Ok, ținem legătura. Mulțumesc pentru intervenție, sănătate, să auzim de bine. Să ții sănătate, noroc și la toți cei care ne-au ascultat și ne-au văzut. O seară bună, noapte bună, pa!